Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe lângă toate conflictele, mă rog, războaiele fierbinți care au loc în diverse regiuni din lume și care sunt îngrozitoare, se desfășoară zilele astea, sau mă rog, în perioada asta, cred că de ceva timp, un război bizar între cele două Corei. Cei din nord, coreenii, da, e cu totul alt gen decât ăla din anii 50, cei din nord au declanșat, deci, în ultimele săptămâni, în un atac cu rahat împotriva vecinilor de sud, să mă scuzați, e chiar la propriu. Adică asta e o realitate, se întâmplă. Trebuie să relatăm. Corea de Nord... Nu e de la turcesc. Nu este... Am înțeles. Deci e așa, Corea de Nord a lansat mai mult de 1000 de baloane de mari dimensiuni peste zona demilitarizată în Corea de Sud. Baloane care aveau nacele și, mă rog, folosind curenții de aer... Baloane, în acelele respective se aflau multe lucruri, adică, practic, ce am zis mai devreme, plus bălegare animal, mucuri de țigară, baterii uzate, fragmente de țesături și plastic și o mulțime de resturi de hârtie, inclusiv hârtie igienică folosită. Bateria uzată pute, că nu știu. Bateria uzată e toxică. A. Bateria uzată e toxică, are d-alea, sunt deșeuri. Trei date la reciclat. Asta știu bine, da. Înțelegi? Da, e pus în context cu alelalte care pute. Mizerii, căh. Da. Bacterii, substanțe chimice toxice au fost găsite chiar și scutece murdare. Acum aș vrea să ne dăm seama că o astfel de operațiune nu poate fi organizată decât într-un regim totalitar. Da. Unde regimul dă ordin, hârtie igienică uzată se aduce la punctele de colectare. Și trebuie să ne imaginăm cum se petrece o astfel de operațiune, știi? Cum este organizată? Cum faci când ești un nord-corean care a primit ordin de la partid să duci hârtie igienică uzată la punctul de colectare pentru a ataca pe capitaliștii veroși din sud? Eu avea pubelă de aia lângă WC-ul, cum e la noi, unde e cu fosă, de nu aruncați vă rugând hârtie. Și sunt unii care strâng. Acolo și de acolo duci, cum ducem noi, sticla la magazin, la aparatele alea. Probabil că pentru o perioadă e ordin de la partid. Păi da, asta zic. Să muți fosa da. Unde trebuie. Să la punctul de colectare. Să facă direct în pungi. E posibil. Revista Time Magazine a numit efortul nord-corean, citez, un atac de rahat. Deci... Etapa a doua a războiului. Fotografiile publicate de sud-coreeni arată baloane umflate cu saci de plastic atașați. Alte fotografii arătau gunoaie împrăștiate în jurul baloanelor dezumflate. Într-o fotografie se vede că scrie excremente pe unul dintre pachete. Echipele respective, mă rog, au trimis trupele chimice, cum se spune, să gestioneze situația. Unele dintre baloane erau echipate cu cronometre, ceea ce sugerează că sacii de gunoi au fost conceput să se deschidă în aer pentru a împrăștia mai mult gunoi. Adevărul că în partea aia de lume militarii par să aibă un fetiș cu baloanele astea pe care încearcă să le trimită pe aici pe acolo, pentru că singurele bombardamente la care au fost supuse Statele Unite din partea japonezilor, mă refer la teritoriul american propriu-zis din America de Nord, singurele bombardamente au fost făcute cu astfel de baloane. Deci armata japoneză a trimis, nu se știe exact câte, dar câteva au ajuns totuși deasupra teritoriului Statelor Unite, fiind programate ca la un moment dat să lanseze câte o bombă și au fost câteva astfel de cazuri. Deci asta cu baloanele îi obsedează. Acum Kim Jong-un trimite baloane, mă rog, cu altfel de bombe peste Corea de Sud. De ce anume? Pentru că aparent regimul este iritat de faptul că și coreenii de Sud, anumite organizații, trimit baloane cu, manifeste, CD-uri cu muzică K-pop, versete biblice în Corea de Nord. Și Seul a declarat ilegale astfel de operațiuni, dar ele tot se mai întâmplă. Și ăștia trimit, vedeți, un război cu baloane. Ăștia le trimit muzică K-pop, ăștia nanții le trimit, în schimb, baloane cu rahat. Adevărul că ați ascultat vreodată muzica aia K-pop? Vezi că are mulți fani. Ești rău acum. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.